Deci au venit doi îngeri, niște copii lași în alb îmbrăcați, cu părul blond, în picioarele goale. M-au luat unul din braț, unul din braț și am mers cu ei ca o hârtie. Direct într-o lumină albă. Mare ești Dumnezeu! M-a dus în fața unui post de aur. Masiv, sculptate, numai din aur. Acolo erau doi îngeri care învârtea cât o flacără de foc fiecare. Aleluia! Mi s-au deschis porțile. Aleluia, slavă lui Iisus! Și acolo nu călcam pe pământ. Mergeam plutind în aer. Aleluia! Și acolo corul de îngeri strigau, vrednic este Domnul, vrednic este Domnul, vrednic este mielul, aleluia, care s-a jertit pentru cei de jos de pe pământ. Slavă lui Iisus! M-a dus, m-a rotit puțin și acolo era o masă masivă, acolo erau bărbați și fiecare șoptea la ureche. Și Duhul Domnului mi-a spus că este gata să trimită să-și ia mireasa. Aleluia, Iisus! Și toți cei care vor fi poftiți la masa aceea mare, aleluia, aleluia, că trebuie să stăm în rugăciune și în pregătire. Aleluia! Șemene de graut, aleluia, aleluia, pentru că El va veni aleluia, și își va lua poporul, își va lua mireasa curată și sfântă. Aleluia, slavă lui Iisus! Să lăsăm grijurile, să lăsăm lumea, să lăsăm tot ce ne înconjoară. Să stăm pe genunchi, pentru că este gata oricând să vină Domnul să ne ia slăvit, să fie Domnul. Aleluia, Doamne, învrenicește-ne, Iisuse! Se va duce vestea pe tot globul pământesc că Hristos vine să-și ia mireasa. Aleluia! Aleluia, slavă lui Iisus! Șemena grudii osemena nouă! Aleluia, mărire lui Iisus! Liniștea, bucuria și fericirea! Nu vreau să mai vin! Aleluia. Dar Domnul a spus, du-te, căci încă am de lucru cu tine pe pământ. Aleluia, slavă lui Iisus! Și apoi te voi lua la mine acasă. O sauna mielului Dumnezeu! Ca să nu mai prizi necazurile și nenorocirile care vor veni pe pământ. Mărire lui Iisus! Și spune-le poporului meu să se pocăiască. Aleluia, glorie ți, Iisuse! Pentru că sunt gata să vin, slăvit să fie Domnul. Mărire lui Iisus! Aleluia! Mărire lui Iisus! Deodată am simțit cum se închide cerul. Și atunci m-am trezit, aleluia! Aleluia, slavă lui Iisus!